Și pentru că am ascultat imnul de stat al României, vă invit să ascultăm și imnul instituției noastre, care vorbește despre școala noastră ca despre un loc ca raiul sub soare. Un imn scris pe muzica doamnei bibliotecar Maria Iacob și pe versurile doamnei profesor de limba română Daniela Merdic. Vă invităm să-l ascultați. Frumos, doamna Maria și grupul vocal Daim, condus de dumneavoastră. La fel ca în fiecare an, l-am invitat pe părintele nostru de suflet, pe părintele Pavel Postolache și pe părintele Leonard și pe părintele Tavarcea și pe părintele Daniel pentru a binecuvânta începutul de an școlar și de a ne da un pic de încredere spirituală. Mulțumim, doamna director! Vă felicităm, domnule director, domnilor directori, pe toți membrii corpului profesoral, pe toți ostenitorii de la acest colegiu, Mihail Sadoveal din Pașcani. Și așa cum trebuie să avem o școală curată și am văzut-o și acum înnoită, să nu uităm că avem și un suflet care mereu trebuie primenit, mereu trebuie curățit, mereu trebuie înnoit. Și sufletul nostru nemuritor și al vostru copii nu se poate hrăni decât cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciune. Vă rog din tot sufletul, când vorbim cu Dumnezeu, e ca și cum vorbește Învățătorul Iisus Hristos, Învățătorul tuturor învățătorilor din lumea aceasta, de la catedră.
așa cum trebuie să ascultați pe profesor sau învățător când vă predă lecția, așa trebuie să ascultăm câteva minute pe învățătorul cel din cer. Vă rugăm tare mult! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să rostim cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru înaltea Sfinților, Părintele nostru, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos, armata țării, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru școala aceasta, colegiul acesta, pentru toți profesorii ostenitorii și elevii care învață aici, pentru sănătatea și lumina și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită asupra acestor tineri Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul, să le deschidă inima spre primirea învățăturilor bune, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să sădească în inimile lor începutul înțelepciunii, care este frica de Dumnezeu, și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să le lumineze mintea, ca să se abată de la rău și să facă binele. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care așa de la tronul Lui și să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bine plăcut înaintea Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Prea sfântă născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe rușine și unii prealții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea
biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe popor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care dintr-un începutul creației tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea ta cea văzută și nevăzută. Tu, Doamne, care ai sădit în nou minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință. Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu darul înțelepciunii, Tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 13 ani, îi uima pe învățații din templu cu învățătura sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțime a cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a sluji biserica, patria și neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor Tăi, Doamne, profesorilor din Colegiul Mihail Sadoveanu, tuturor ostenitorilor acestui colegiu, tuturor elevilor, dă-le, Doamne, zile îndelungate, bună sporire întru toate, luminarea minții, învățătura învățăturilor celor bune, ca să fie bucurie copiii aceștia, elevii aceștia, părinților lor, întărire neamului nostru românesc și bucurie bisericii noastre. Și-i păzește, Doamne, pe toți într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască la început de an școlar. Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire. Început de an, Domnului Iisus Hristos, învățătorul cerului și al pământului, mântuitorului nostru, să lumineze sufletele elevilor, părinților, bunicilor, învățătorilor, profesorilor, pentru a aduce roadă multă în familie, în țară, în societate. Dragii noștri copii, ați venit aici să primiți o educație școlară. Nu uitați de educația din familie, pentru că familia și școala
Sunt două instituții fundamentale ale omenirii și mai ales ale neamului nostru creștinesc și românesc. Primiți o învățătură școlară aici, dar nu uitați de învățătura pentru suflet, care este învățătura sau educația creștină, pe care o primiți la Catedra de Religie sau ori de câte ori cercetați cărările care duc la școala sufletului pe pământul acesta, Academia Duhovnicească, care este Biserica lui Dumnezeu, care încă mai luminează, sfințește lumea aceasta și se roagă pentru tot binele din lumea aceasta, pentru toată pacea și dragostea. Pentru că Iisus Hristos ne-a învățat, cum ne învățăm și la școală, lucrurile bune. Piatra de temelie a existenței umane este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău, pe tata și pe mama, pe profesorul tău, pe semenul tău, să-l iubești ca pe tine însuți. Vă felicităm încă o dată, dragi elevi, și să aveți un an cu roade bune. Și așa cum spun, de vreo 30 de ani, aproape la fiecare început de an, aici la Colegiul Sadoveanu, să fiți bucurie părinților care v-au născut și v-au crescut, că de aceea v-au educat și ei și de aceea vă trimit la școală, ca să fiți bucuria vieții lor. Și spuneam și spun și anul acesta, să aibă părinții voștri bucuria pe care au eu și soția mea, am avut-o, doi părinți de la copii, cei trei copii ai mei, care au învățat la Colegiul Sadoveana și au ajuns oameni împliniți și desăvârșiți în viața lor și eu mă bucur de această reușită a lor și că m-au ascultat și pe mine, și pe mama, și-a ascultat și pe un profesor și-au primit educația și învățătura cea bună. Nu lăsați să intre în sufletele voastre Duhul cel rău, care vă întunecă și vă pervertește sufletul și trupul. Nu lăsați toate fără de legile și tot ceea ce murdărește mintea, sufletul și inima unui om, care vin în avalanșă prin internet, prin tablete, prin toate mijloacele acestea. Alegeți ca albina, polenul care face mierea cea bună. Nu alegeți otrava, nu alegeți răul, dragi copii. Și veți reuși lucrul acesta dacă veți avea și credință în Dumnezeu, așa cum minunații profesori de aici, fiecare îi cunosc pe majoritatea, că au și ei copii și au și credință în Dumnezeu. Să le urmați pilda vieții și a credinței. Amin și la mulți ani încă o dată! Iată că ne bucurăm de sprijin spiritual și vă asigurăm că sprijinul instituțional este cel puțin la același nivel. Ne bucurăm să-l avem printre noi astăzi pe domnul inspector pentru management instituțional, pe domnul profesor Iordocheaia Cristinel. Bună dimineața târzie și bine ați venit la școală! Prea cucernici părinți, domnilor directori, domnilor reprezentanți ai instituțiilor care sprijină școala, domnule administrator public, sunt onorat, emoționat și bucuros că am fost desemnat astăzi la ceas festiv de către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași să fiu prezent la Colegiul Sadoveanu din Pașcani. Acest lucru înseamnă că sunteți o comunitate educațională foarte importantă pentru inspectoratul școlar, pentru județul Iași, pentru că aici există o pepinieră din care mai târziu vor fi asigurate locurile la cele mai bune universități din țara noastră și că veți deveni cetățeni responsabili.
Cu prilejul anului nou școlar, vreau să vă reamintesc că legislația a suferit unele modificări. Nu vreau să-i sperii pe dragii noștri elevi, dar sunt interziși blugii prea rupți, pe domnișoarele eleve că nu mai au voie să vină la școală cu coafe stridente, că aceste lucruri pot fi sancționate și de ce nu se poate amenaja și o cameră de reflecție pentru cei care ar îndrăzni să tulbure liniștea și bunul mers al activităților didactice. Dar aceste lucruri trebuie să nu ne sperie, ci să ne asigure că vom învăța în condiții bune, pentru că toleranța față de violență și bullying este zero. Toți trebuie buni unii cu alții și dacă vrem să fim mai răsăriți în raport cu ai noștri colegi, putem face asta prin fapte bune, prin empatie, prin înțelegere și prin rezultate bune la învățătură. Pentru colegii profesori am un îndemn din partea conducerii inspectoratului școlar să nu aibă temeri față de schimbări. Noi deja suntem obișnuiți cu schimbările în fiecare an pentru că societatea noastră este într-o continuă schimbare și atunci când vor merge la clasă, așa cum spuneau cu cernicii părinți, Duhul Sfânt va coborî prin ei și se va revărsa cu cele mai bune teme, cu cele mai bune informații și cu cele mai frumoase activități pentru educarea și instruirea copiilor, pentru care noi, cadrele didactice, funcționăm ca și categorie socioprofesională. Pentru echipa managerială, cuvinte de laudă, de felicitări, pentru că au reușit să gestioneze infrastructura acestei școli. Și există oarecum un contrast între ceea ce se vede în afară cu ceea ce știm că vom găsi înăuntru. Laboratoare moderne, clase frumos amenajate, holuri care ne îndeamnă să fim optimiști, veseli și cu dorință de învățare. Dar sigur că domnii directori au planuri mari și pentru reabilitarea acoperișurilor. Săptămâna trecută spunea domnul Ardeleanu că deja a identificat o oportunitate și speră ca la anul, pe vremea aceasta, să avem niște acoperișuri foarte, foarte frumoase. Pentru părinți, un salut special, le dorim multă sănătate și să fie alături de școală, pentru că școala, oricât ne-am dorit, nu poate rezolva totul pentru copiii noștri. Educația și formarea trebuie să vină și din partea părinților. Și îi rog foarte mult să nu se supere atunci când a lor copil spune: mamă, domnul profesor m-a dojenit astăzi, pentru că va fi o dojană făcută cu blândețe, sau doamna profesoară și-a ajustat tonul vocii că nu eram suficient de atent, sau am primit un îndemn așa mai imperativ. Și să nu fie sămânță de supărare sau de reclamație, pentru că profesorii sunt întotdeauna bine intenționați și doresc binele copiilor dumneavoastră. În încheiere, sănătate, succese și să ne mândrim cu dumneavoastră, cu rezultate cel puțin la fel de bune, dacă nu și mai bune, la examenele naționale, evaluare națională și bacalaureat. Mult succes tuturor! Vă mulțumim, domnule inspector. Nu ne aflăm singuri în acest demers al nostru. L-am alături de mine pe domnul director adjunct Mihail Frăsilă, profesor doctor, disciplina matematică și, după cum vă precizam, că sprijinul instituțional este complet. Îl avem printre noi pe domnul administrator public Claudiu Bodoașcă, așadar fondurile sunt asigurate, da? Ne asigură de tot sprijinul pentru următoarele lucrări de renovare. Și tot din punct de vedere instituțional o avem printre noi pe doamna agent principal Glodeanu Veronica și pe domnii plutonier Radu Gârbu și plutonier major Urvăroi Adrian din partea jandarmeriei române. Așadar, siguranța copiilor dumneavoastră este certă. Doamna Panel, vă rog. Vă mulțumesc, domnule director. Bună ziua, dragi elevi, stimați părinți și stimați profesori. În calitate de reprezentant al Poliției Române, vreau să vă asigur că în prezent vă aflați într-un mediu școlar sigur, pentru că Colegiul Național Mihail Sadoveanu în anii trecuți nu a înregistrat evenimente negative deosebite,
ceea ce reprezintă o carte de vizită excelentă pentru această unitate școlară. Pe viitor, eu și colegii mei vom organiza activități de prevenire în cadrul tuturor claselor, astfel încât să ne adresăm pe un limbaj potrivit tuturor categoriilor de vârstă, iar elevii să înțeleagă responsabilitățile și prevederile legale pe care statul român le are. Vă mulțumesc și mult succes! Pentru că ne aflăm la moment de mulțumire, la moment de speranță, vă urez succes și inspirație maximă. Vreau să mulțumesc în primul rând părinților că au avut încredere în școala noastră și au îndreptat copiii către noi. Copiilor le urăm succes, mintea ascuțită și nu în ultimul rând, sau poate în primul rând, vreau să mulțumesc colegilor mei profesori, pentru că sunt cei mai buni, iar prin intermediul dumnealor și copiii dumneavoastră vor deveni cei mai buni. Lângă formațiunile de studiu aflate pe continuitate, iată anul acesta s-au format două clase noi de a cincea, da? Și 8 clase de a noua. 2 pe profil filologie, 2 științe sociale, 1 profil matematică informatică și 3 științe ale naturii. Nu mai doresc să insist asupra noutăților legislative. Fiecare diriginte va convoca o ședință cu părinții. Părinții vor fi informați și elevii de asemenea. Ca măsuri imediate, vreau să vă comunic că vom înăspri accesul elevilor în afara perimetrului școlar și de asemenea accesul persoanelor străine în cadrul unității. Așadar, spun în plen aici, ca să nu fiu nevoit să repet la fiecare ședință cu părinții, elevii care nu au împlinit 18 ani nu mai au voie să părăsească perimetrul școlar în timpul pauzelor. Știu că răbdarea dumneavoastră are limite, așadar că invit pe colegii diriginți ai claselor de început să preia colectivele de elevi și să meargă spre sălile de clasă, începând ca de mâine să primiți orarul complet și să intrăm în linie dreaptă. Mult succes și inspirație maximă!